Salutare dragilor și bine ați venit la un nou videoclip de Farming Simulator în seria Începătorii. Suntem în continuare cu Jerry Guță, care a muncit. Salut, Jerry. Vreau să te laud că ai muncit și ai făcut terenul ăștia. A harvestuit tot soybeans-ul și l-a și pus în silo și de aici și din partea altă. Și după cum vedeți, ne-am așezat aici toate utilajele noastre. Bine, nu chiar așa toate? Da, toate sunt. Așa. Și ca și un mic update, de data trecută am vândut chestia aia cu care fertilizam navigator 6000 pe care dădusem noi o grăză de bani. Era foarte, foarte lungă. Se extindea foarte mult și ne tot împiedicam prin copaci pe aici. Și am decis să luăm două mai mici. Așa că putem să dăm cu un fertilizant și cu un ierbicid pe un teren și pe altul, liniștiți, ca să facem, să fim mai eficienți, domne, să fim mai eficienți. Am încercat să fim mai eficienți și le-am folosit pe ambele tractoare și pe cel care l-a făcut Jerry cu roți subțire și Fiatul, Chase-ul și Fiatul. Bun, și acum vrem să facem, să unim aceste două terenuri, cele două terenuri sub numerele 24 și 25. Și pentru asta va trebui să mergem la shop ca să luăm, o să merg cu JB-ul, merge bun JB-ul ăsta. Și o să mă duc să iau... Jerry, tu până atunci ce mai plantezi, domne? Ia zi, cum merge treaba asta? 19 o să plantez soybean-ul. Cred că merge. Sau să vedem. Ce încă merge, încă merge soybean-ul? Parcă se duce să n-ai. A crescut? Ia, da. Sunt tare curios cu cât a crescut. 1400. 1552. 1552. A, și văd că încă crește. Deci fii atent, este... Foarte bine. Să-l prindem, poate să duce și mai sus. Au, să mă duc să-l vând. Nu, avem... nu, pentru că săgeata este cu verde în sus, o să crească în continuare, trebuie să-l ținem. Deci noi acum avem 19.644 de litri. O să vreau să unesc acele două terenuri și apoi să plantăm soiabin pe toate, 3. Și să vedem câți bani mai facem și cred că mergem să achiziționăm și un... teren, poate? Poate, să vedem, cine știe. Ce mai voiam să zic e că s-ar putea să ne mai trebuiască totuși un seeder. Sau de la cum ne zici, nu seeder. Bine, ne-ar trebui și un seeder. Și ne-ar mai trebui și o de aia cu discuri. Ca să pregătim terenul. Să facem un 2 și să facem mai repede, mai eficient, să fim mai agil. Mamă, deci GCB-ul ăsta, GB-ul ăsta e șmecher rău, GB-ul ăsta. Așa. Și să vedem. Mergem la pause și de la pause, după câte m-am uitat eu, cam ăsta este singurul pe care am putea să-l luăm, pentru că are 150, necesită 150 de cai putere, iar ăsta are, necesită 300. 300. Dude, dude. Așa că o să luăm pe ăsta. N-avem ce să facem. Titan 18. Pac, nu știu care, ce titan. Titan 18 nu putem, că ne trebuie 300 de horsepower. Și asta ar fi însemnat să luăm... luăm? Dacă luăm... dacă mă ascultai pe mine și luăm ăla, cum îi zice... Bă, care e diferența între slatted moldboard și universal mold bold? Că văd că e... O să-l iau așa. Dacă e, cred că putem să-l... Nu, list buy. Buy că... Bă, dar chiar. Cred că nu trebuia neapărat buy. Puteam să dăm lins și... Îl luam... Da, gen îl împrumutam doar ca să ne unim terenurile că... nu ne trebuie. Da, e ce să facem, l-am luat. Mai cerem un cuban dacă e. Bun, hai să mergem. Să ne facem treaba cu el acum, că ne vine unchiul în inspecție și ne întreabă: "Bă, ce mama n-ai v-ați făcut aici, mă?" Mi-a stricat ferma. Apropo, Jerry a cumpărat ăștia, cum zicem, drujbe, așa că nu venea cuvântul. Și am tăiat un copac
Și dacă ați ști cât am putut să tăiem amândoi la el și să cărăm cu mâinile, că n-avem utilaje cu care să tăiem, să cărăm acel copac. Bine că n-am dat record. Că altfel râdeați de vă propădeați. Deci păza Gerica vin să unesc alea. Te-a apucat de însămânțat? Da, da. Pe care? Pe la mare, a? Pe ăla, pe ăsta facem să-i pin. Până unești tu acolo. Da, pe și pe la mic. Auzi, ăla mic chiar putem să facem încă unul mare, dar mai e peste mână, așa e. Bă, hai să vedem dacă pot să-l unesc pe ăsta, că nu mai țin dacă mergea chiar așa. Hai să vedem cum merge toată treaba asta cu plugul. Aș vrea să-l fac perfect. Higher World, cum fac? Fold, plow, ia, X. Păi și... nu merge? XX, da, stai așa, că nu știu cum. Ăsta parcă se mută de pe o parte pe alta, nu? Din câte țin eu minte. Și ce vreau să fac? Lower. Deci fac lower și cred că ar trebui să meargă. Ia să vedem dacă la lower ce se întâmplă. Mai în stânga puțin ea. Sau? Cred că puțin tel mai în stânga. A? Ce ziceți? Nu vreau să mai ciup cum am ciupit data trecută. Încerc să-l fac cât se poate de bine. Dar nu se poate spune că aș avea experiență. Că data trecută s-a adus. Da. Ia, hai să vedem. Bă, nu merge. Nu taie? Nu. Eu acum am observat că avem Y ca la o create fields. Asta era. Ia să vedem și e bine așa. Pac, pac, pac. Așa e bine. Apăsăm V și apăsăm Y. Uite Jerry cum se vede cum fac eu cu ăsta. Ia V. Mergem mai puțin mai în stânga. Așa. Asta e că mă bag în ăla și nu, nu e ok. Chiar se vede. Așa. Aș mai avea aici așa o... o iarbă care aș vrea să o iau. Dacă aș putea. A? Așa. Bun, bun, bun. Bun. Și acum bineînțeles că trebuie să facem același lucru și în partea asta. Opa. Asta cred că eu am făcut-o din prostia aia, fără să vreau toate dealurile și hopurile astea așa proaste aici, dar aia e că să fă, n-ai că să fă. Așa, și să mergem cum, așa? Așa. Bun. Și acum n-avem decât să
Oare dacă îl pun pe ăsta la treabă, o știi să facă? Ia să vedem. Sunt tare curios dacă știe să facă. Ia. Nu. Mamă, cât era să duc ăsta unde îmi trebuia. Ce facem, mă, bă? Alo? Nu-l mai controlam eu și se ducea unde voia el. Așa, eu vreau de aici, da? De aici. Mă, chinuie aceia oameni buni de n-ați mai văzut atâta chinuială. Așa, și dacă dau H? Ce face ăsta, mă? A luat-o rasna. A luat-o rasna. Ce mă, ține drept? Alo, băiatul. Așa, tată, hai, mergi. Aia trebuie să facem noi, Dar vezi care e diferența, la Jerry, între ce face discul și ce face plugul? Face terenul nou? Hmm? Că ce face terenul nou sau ce? Nu, gen că plugul sapă în pământ. Ca să aducă nutrienții, respectiv. Iar discurile doar sparg bolovanii pe care i-ai luat tu din pământ. Bolovanul. Ca să lua cățărnă să-l niveleze pământul. Iar ăsta sapă ca să ia nutrienții de sub pământ, pentru că plantele ci că consumă acei nutrienți de la suprafață. Iar tu vrei să mai ai, știi? Mai folosești și tu puțin acum. Ia. Lululu. Stai că mă duc și fac aici, apropo. Încercam să fac și eu ceva bun, dar nu prea mi-a ieșit. Vă dați seama să mai merg și de la volan, cum ar mai fi. Așa, către asta, așa, bun. Ce bine e de aici, că s-aude foarte încet. Era cald, bine și frumos. Așa. De ce faci, Jerry? Ia spune. Să mânțez. Hmm? Zic că să mânțez. Ce merge treaba acolo? Să zicem că da. Să sperăm că nu. Nu. Dar să zicem că da. Băi, eu sunt tare curios la... Ce mai vrem să facem în acest minunat episod este să ne cumpărăm o remorcă mult mai mare. Asta vreau să facem. Și sunt tare curios dacă pot să iau remorca cu Lamborghini-ul. Nu, vreau eu cu BMW-ul. Lasă-mă în pace. Nu. Sunt tare curios dacă o să poată așa ceva. Păi tu dacă vrei cu BMW-ul poți să iei pe aia mică și car floarea soarelui și te duci să o vinzi. Aha, de unde? Vreau să testezi și-o pe a mea. Să văd. Oricum le testăm pe amândouă să vedem. Poate nu poate una și poate cealaltă. Cine știe? Partea bună la mașinile astea, că nu, adică am văzut nu să bușesc, gen n-ai nevoie să le repari. Poate nu-ți arată, dar cred că trebuie să le repari. Am fost cu ea la workshop.
Bă, da, nu e așa ușor să unești niște terenuri, să știi. Eu credeam că, mamă, mamă, facem imediat ce-ai. Trei zile mai târziu, încă unim terenul. Și mă enervează că mai rămân pete de ăștia de iarbă pe aici, pe care va trebui să le iau. Așa, mă. De că le iau de acum, că mie nu-mi plac, nu-mi place așa să le vând. Nu-mi place să le vând, nu-mi place, domne, nu-mi place. Bine, arai în toate direcțiile aici, dar... Să mă scuzați acum, dar... Nu. Cât să fă, n-ai cât să fă, vă uitați la niște începători. Începători. Ne înțepăm singuri cu uneltele aici. Dar merge, bă, bă, uite-te, mă, Jerry, să vezi cât terenul fac. Deci să nu spui tu mie că ăsta nu-i teren mare. Nu-i mare. Bă, Jerry, am spus să nu spui, da. O comparație cu alea în centru. Care, mă, ăla 8-ul? Unesc acum toată firma. Toată ferma de n-ai văzut acum, gen. Dacă merg pe mijloc, ar trebui să-l fac. Aha, îl fac pe naibis. Ba da, uite, acum se face. Îl fac pe praf. Las că mai iau o dată pe aici. Bă, da, îmi place GSB-ul ăsta cum... cum se manevrează. Încă nu sunt eu obișnuit 100% cu el, dar e destul de șmecheros, așa. Iu. Mamă, și până pornește, tu ai observat cât de greu pornește tractorul când te urci în el prima oară? Mm-hmm. Băi, frate, nu stă și gândește. Deci zici că nu e adevărat. O să lăsăm, o să luăm după aia discurile, să facem terenul, o să lăsăm la cum îi zice nea. O să angajăm pe cineva să facă asta. Iar noi o să mergem să cumpărăm remorca pentru a putea merge. Opa, așa. Mamă, fii atent ce drifturi fac cu ăsta pe aici. Așa sară în 2021, unde ce mă întrebați? Pandemie acum, contează să iasă de mâncare. Bun. Acestea prin spuse. Bă, mă mir că nu se vede murdăria pe utilaj. Bă, la mine e plin de noroi. Serios? Wow. Da. Hai că pe roz nu mai am noroi, dar pe utilaj am de rup. O să las asta aici. Așa. Bun. Pune lângă el. Așa, și o să facem... Ce, le-ai făcut și pe toate? Plantași pe toate? Nu, doar pe 19 momentan. Le păi mai pe unești la mare. 26-le, 26-le lași așa. Ce să mai unesc? Păi piața trebuie să ar aici, nu pe 26-le, mare. Nu. Păi lasă că pe ăsta o să-l are, tu du-te și pune pe... Pe ce pusăși? Pe 26, pe 26 pusăși? Nu, pe 19 pusăși, acum terminai. Pune pe 26. Și ăsta o să-i dau eu să facă, așa, o să înceapă de aici, așa. Bă, dar de fapt ăsta tot e făcut, eu o să ard doar unde nu bă, avem. Bă, că mai e o părțiune. Pe aici, văd. Unde, mă? Aici. Aici, văd că e o părțiune nefăcută. Cum să fie, pe mă, linia... nefăcută? Pe linia asta, uite, coboară jos și uite-te. Așa văd eu de aici. Se mai dai cu discul. Vezi încolo. Nu e, mă, nu scrie. Nu, văd eu linia asta. Păi eu știu ce vezi linia asta. Linia asta e de la...
Roată, Jerry. Ce vrei de la mine? Nu, dar... Cred că trebuie să mai treci cu discul pe deasupra, pe aici, pe unde e. Cred că se vede... Se te-a cu gata, dispără o parte din ea. Da, mă, dar e de la... Eu cred că e de la roată. Eu așa, așa rămâne când nu umbli cu discul. De asta e așa, că dacă o steam aici... Așa... Și mă duc să... plantez pe 26. Nu o să-l mai dau pe tot, că deja l-aveam dat. Tu l-ai dat în partea asta, eu l-am dat în partea altă. Ok, de ok. Dar vezi, când pui ăsta jos, toate merg cu 15 km pe oră, Jerry, nu există. Am da. Cred că mi se pare că și spun când le cumperi utilajele ăștia care merg și cum merg, știi? Mhm. Și mi se pare că la toate scriu 15 km. Cred că indiferent de ce ai avea, tot cu 15 km o să-ți meargă. Poate alea adăpâni 70, poate alea prin mai mult. Nu cred, pentru că așa spune ăsta, că 15 km. Știi? Trebuie să mă duc să fertilizez. Așa mă, și fii atent, dacă eu îi dau acum ăstuia, știe să-mi facă workerul. Ia să vedem. Cred că știe, bă. Bă, pe aici lăsă-l. Aoleu, cred că e o linie lăsată. Lasă că mai vine după aia și retușez. Bun. Workerul ăsta o să lase asta aici. Că e blocat. Nu, cred că trec eu prin fața lui. Bun. Hai să mergem cu Lamborghini să cumpărăm. Mamă, cât ce mișto accelerează ăsta, ești nebun. Dar cu cât merge al tău, că al meu are 170, 180, 190. Păi, nu prea prinde, mai că prinde viteza, dar greu. N-am păi vezi, greu, la păi asta e că, eu nu cred că, dar de fapt cred că așa mi-a zis și Barbă Neagră, că toate au aceeași viteză. De câte mi-aduc aminte, adică în joc maxim e capată undeva. Așa ți-am zis eu, dar ideea e că fiecare n-a, depinde cum are accelerația. Mamă, 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 ce Lambo aici. S-a terminat. Ulele. Cine? Workerul a terminat. Ia vezi, s-a făcut bine ce a făcut, că mai trebuie retușat pe acolo, pe undeva. Așa, hai să vedem ce luăm de la magazin. Deci, vrem să luăm o remorcă, adică un trailer, va să zică. Iar trailerul Jerry, ziceam că de care luăm? Pe ăsta luăm. Vezi că am angajat un worker, i-am dat că nu făcuse bine. Trollenborg Michelin. Michelin. Ia ten. 36.735.000. 36.000. Mamă, 1700 sunt Michelinurile. Care nu cred că fac nimic, doar că să văd frumos, așa că nu-l iau. Bye. Yes. Ok. Asta a fost. Ia să vedem dacă putem să luăm trailerul ăsta cu Lamborghini. Asta e chiar... Probabil mulți o să zică, bă, cred că știu deja răspunsul mulți dintre ei, cred că îl simt și eu. Pot, bă! Eu credeam că nu pot. Vai de capul nostru, Jerry, păi trebuia să luăm și mai mare, mă. Hai să luăm mai mare. Lol, stai! Tu știi că trage Lamborghini în stânga și în dreapta? El e prea mic, așa ca și... Ia. Ba nu, merge! Aoleu... Nu e, n-are stabilitate. Păi dacă dăm mare era, mă gândesc și eu. N-are stabilitate, că el e mai micut, săracul. Nici nu văd Lamborghini. Uaaa, de capul meu! Iată, te aștept să vii să vezi. Oh, că mai am până vin, că nu pot să-i dau viteză. Bine, dar să știi că totuși merg, adică... Nu pot să-i dau viteză, dar
Oh, no. Deci, bine că nu e trafic acum la ora asta, că mare ProTV ce s-auzea. Eram la știri. Mamă, dar ce mă duce într-o parte și în alta, că sare remorca, bă, ești nebun. Sare remorca, bă. Deci cât pot să-i dau maximia? Am 70. Uuu, și m-am dus pe câmpii. Deci pe la 70 și ceva m-am dus pe câmpii. Ăsta a făcut bine, mai are un pic. Deci... Săracul cu JSB-ul ăla, cred că e și makerul. Mamă, bă, Jerry, dar asta nu... Deci mașina asta e varză. Deci dacă te pășești de 60, s-a dus cu tot. Nu e, nu merge. Nu merge așa. Deci trebuie să merg precum un tractor, știi? Mamă, direct în pom, Jerry. Noroc că... Noroc că asta simulează farming-ul și nu... car crash-urile și toate... nebunile de, legate de trafic, altfel. Vin, Jerry, mă vezi? Intru cu el, fii atent. Hai că o să te văd când treci pe lângă un bom. Aoleu, accident. Aha, ce mic ești. Ia uite ce am adus. Dai să... Mostozaur. Să luăm pe ăsta mic, să-l mutăm de aici. Ia termină asta, să vedem făcut bine. Gata, bine, ho, așteaptă. Dismiss, gata. Ia stai că ăsta poți să-l... Iată cum îl parchez pe ăsta, fii atent de aici, pac, 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 pac. Aoleu, doamne, că abia îl parchez. Hai, lasă-l aici, că îl mute după aia. Așa. Bun. Bă, ne-am luat remorcă. Acum, eu zic că ce ne-ar mai trebui nouă este să ne duplicăm seeder-ul și gata, s-a făcut. Bă, nu făcut bine, mă, tot. Are porțiuni. Pe jumate era făcut nasul și am dat eu să fac. Așa, și unde mai era aici? Aici nu păstră el ce trebuia să păstreze. După aceea trebuie să fertilizeze neapărat, că 19-le... Așa... Și mai e și linia asta pe care n-a păstrat-o. Și cred că cam ăsta ar fi fost, nu? Ia să vedem. Gata, mă, uite, 24 și 25 e un singur teren. Mm-hmm. Ăștia cred că mai sunt niște chestii care trebuie adresate aici. Pac, 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 pac. Așa, mă. Cred că este absolut sublim. Perfecțiune, Jerry.
Este clar că o să mai trăiască să ne mai luăm un seeder pentru ca să plantăm amândoi. Și eu zic că s-ar putea să ne mai trebuiască și o combină să și harvestim. Și la cât de mare e terenul ăsta, da. Ia să vedem. De... unde sunt? Oare aici sunt? Da. Care sunt? Harvester. Noi avem pasta la 100 de mii. Să avem nevoie și din aia de în față, de gen... care are și 5600 de tone. Aia mea. Bă, dar să știi că asta la 100 de mii e super fiabilă. Adică... wow! A, asta are 180 de horsepower, e mai puternică, dar degeaba. Dar la asta se mai pune ceva, oare? Nu știu. Ia asta la 202. Are 8600, boss. Deci asta la 202 are 8600. E mai bună asta la 202. E mai bună, nu? Așa o văd și eu. E și mai mare. Este și mai puternică. Free floated corn champion. Da, uite, asta are TX32 header cu corn champion. Asta are free flow, Helia, nu știu, s-ar putea să ne trăiască header ca să putem să harvestim cu asta. Păi sigur ne trebuie, crezi că ne dă fără capete. A, da, corect. Pe toate, de fapt, inclusiv. Ba nu, asta zice da. Care e header corn champion sau ce zice la asta? Cred că alea sunt alea potrivite pentru ea. Deci asta dacă de 30... mamă, și următoarea la 285 John Deere-ul e... deci asta la 285... m-ar tenta să luăm combina asta, Jerry. Mă uit la ultima, așa, de curiozitate. La are ultima. 17.000 de litri. Da, mă, dar asta o lași toată ziua să... crească, știi? Tu de care zici? Eu zic de aia la 285. Dar totuși 10.000 de tone. Avem noi de unde să luăm 10.000 de tone? Pentru 83.000 nu știu dacă să merită saldul de la 8.600 de litri la 10.000, că n-avem noi unde să-i facem momentan. Pentru 1.400 de litri în plus nu sunt. Da, deci asta o luăm, nu? Da. Dar cu siguranță asta se va întâmpla în episodul următor, așa că dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like, iar dacă vreți să vedeți mai multe, dați un subscribe în caz că n-ați făcut-o deja și clopoțelul ca să fiți notificați. Și dacă vreți notificări 100%, puteți să intrați și pe canalul de Discord, puteți să dați totul mut acolo dacă vă deranjează sau nu folosiți Discord-ul, în afară de canalul cu postări Striker-ul, acolo veți fi notificați de fiecare dată când eu o să postez ceva, orice, oricând sunt live, oricând postez un videoclip și chestii de genul ăsta. Mersi mult pentru vizionări și că ați rămas cu noi până la final și vă urez numai bine. Ciao, ciao!